putea să-și bage prietenul în mormânt. Un șofer de 38 de ani s-ar fi angajat într-o depășire periculoasă, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu automobilul pe marginea drumului. În consecință, pasagerul din mașină, în vârstă de 42 de ani, a ajuns la spital cu mai multe traume. Accidentul de circulație s-a produs în dimineața de 29 august, în jurul orei 8:15 la ieșirea din satul Pârlița, raionul Ungheni. La fața locului s-a deplasat o echipă de poliție, dar și o ambulanță care l-a preluat pe pasagerul din automobil și l-a dus la spital pentru îngrijiri medicale. A fost transportat un bărbat dintr-un accident rutier cu traumatism craniocerebral și plăci contuzionate a regiunii capului. A fost examinat de către medicul chirurg, a fost examinat de către medicul traumatolog, s-a făcut examen radiologic, date de fracturi nu s-au depistat, s-a efectuat prelucrarea prim chirurgicală a plăcilor și la moment pacientul așteaptă o consultă a medicului neurolog. După efectuarea examinărilor rigoare, posibil pacientul va pleca la tratament ambulator sub supraveghere medic de familie. Polițiștii veniți și ei la fața locului au documentat cazul și au stabilit o versiune preliminară a celor întâmplate. Ofițerul de presă de la Inspectoratul General de Poliție, Mariana Bețivu, a declarat că totul s-a întâmplat după ce șoferul mașinii în vârstă de 38 de ani ar fi ieșit la o depășire periculoasă fără a se asigura. În consecință, din cauza vitezei excesive, ar fi pierdut controlul direcției și s-a inversat. Poliția din Ungheni cercetează cazul, iar șoferul riscă să fie pedepsit în funcție de gravitate leziunilor pe care le-a suferit prietenul acestuia.